Vreau cuvântul unui activist neobosit care îl văd la toate manifestările care societatea n-ar fi trece. În ce aspect și mai departe. Un talentat scriitor, un bărbat care gândește în viitor, poate să dea ții o povadă, un sfat bun, este Ștefan Broască. Cine vrei să prezinti în felul ăsta, deci nu înseamnă ce înseamnă când vrei să prezinti pe cineva, îl faci mare patriot sau mare scriitor. Prea puțin am vorbit, am spus. Nu trebuie să transformăm niște evenimente, tragedii din istoria noastră în peretă sau în demonstrațiuni de genul ăsta, așa. Evenimentele trebuie examinate lucid, trebuie să examinate obiectiv. Eu am rămas impresionat de modul ceea ce mi-a relatat Dumitru Covaciuc, da, da. Privind care au fost evenimente tragice, dar foamea, să știți, a însoțit omenirea dintotdeauna. Întotdeauna oamenii au suferit de foame. Și în momentul acum, că prezent, când noi vorbim, undeva se moare de foame. În Africa mor încă în fiecare oră moare câte un copil de foame. Și deci noi trebuie să înțelegem că nu vom fi scutiți de foame nici în viitor. Deci trebuie să examinăm evenimentul despre care e istoriografia statului ucrainean, acum anumit Holodomor, trebuie examinat foarte obiectiv și nu trebuie politizat, fiindcă în prezent Holodomorul ăsta este foarte politizat, ceea ce înseamnă că este folosit în interesul unor forțe politice sau regimuri și așa mai departe. Noi nu vom fi scutiți de foame nici în viitor și Dumitru Covaciuc a relatat și despre ce se întâmplă în prezent cu câmpurile noastre, cu pământurile noastre care sunt nefolosite. Și acum să știți că suferă de foame și pensionari suferă de frig. Noi nu ne dăm seama întotdeauna, însă... Și de frig și de foame. Da, suferă și acum. Și vedeți, dacă urmăriți la televizor orice emisiune, îți vedea pensionari care se plâng, care și-am văzut și în România, când se dau acolo, se fac hrănesc oamenii, străzi, oamenii pe stradă, deci care n-au mâncat, spunea că de doi ani n-au mâncat o mâncare caldă. De asta ei sunt contemporanii noștri. Iar ceea ce au suferit părinții noștri în trecut, deci de multe ori este greu să ne imaginăm. Deci eu nu vreau să povestesc, să aduc exemple, fiindcă la dat exemple sunt mulți. Trebuie să tragem învățăminte de foame. Să înțelegem, da, trebuie să evităm, dar e foarte greu să eviți, fiindcă oamenii, din păcate, nu învață nimic din istorie. Ei știu foarte bine istoria, o folosesc în interesele lor, dar nu învață nimic și o repetă de fiecare dată ca cei mai deștepți copii o repete din nou. Eu aș vrea să vă spun să nu repetăm și noi tragediile ce au avut loc în istorie. Fiindcă cu istoria nu te joci.